Adrian Enache. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Și am plecat în străinătate cu ansamblu, am lipsit de la școală și m-am dus la liceu și mi-au spus cei de la liceu: păi n-ai venit, n-ai anunțat, n-ai spus nimic, acum ești matriculat în școală. Și da, directorul mă iubea foarte mult, că eram un elev foarte conștiincios, și mi-a zis: nu pot să te ajut decât să îți fac transferul în altă parte, să ți vorbesc cu doamna diriginte, să-ți încheie mediile și să-ți facem transferul în altă parte, în alt liceu. Și atunci am făcut liceul la autobuz. Lună albă, lună înceată, luminează calea asta mârligată. Gean lui Irma, niște scrisii, cântea strungul în brații, vrutul masturizii. Paul Pâncă! Mamă, dar dobarul bine că tot bate. Mai ții minte cine a cântat la nunta ta? De cum să nu țin minte? În primul rând ai cântat tu. Mulțumesc. Și cu fata, și cu Diana, da. A cântat Marian Cosma cu formația pe care am vorbit cu el. Foarte frumos, te pupăm. Așa, a cântat prietenul nostru comun. Gheorghiu? Nu, Gheorghiu. Dar Gigi a fost la mine. A cântat și doamna Irina Login. Irina Login, Ionuț Galani. Ionuț Galani, prietenul meu. Vali Vigeli a făcut și el program. Vali the Storm. Da. Și acum mă întâlnesc mereu cu Marcel Pavel. Îi mulțumesc că a fost la mine la nuntă. Dar din cauza că au fost prea mulți artiști, n-am avut timp să cântez și a zis: băi, n-am cântat și eu la nunta ta. Las că vii la botez. Mi-e o așa rușine de el întotdeauna când mă văd cu el, că îl iubesc și îl stimez foarte mult. E o voce mare. Da, 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 Marcel. Așa? A fost primul. Adevărat, fost care a deschis. Fost podcastului, primul invitat. Adevărat, te pupă, Marcele. În 11 mai 2021 a fost invitat Marcel Pavel. Cu el am deschis. Te Nașule, să trăiești. Eram la Edno, la emisiune, și mă sună mama: mamă, vină la spital la 23, că m-a luat salvarea. Ah, și mama. Stai să vezi. Doamne. Și zic: mamă, stai liniștită, că vine acum. Am lăsat emisiunea, că era chiar aproape, da, acolo, da, în Pantelimon. Și m-am dus la spital. Când am ajuns la spital, mama era la camera de gardă, cu ceva la gură. Da, și a dat aia la o parte. Și ce crezi că mi-a zis? Mamă, tu sună-i pe frații tăi din străinătate că eu mor, mamă. Doamne. Și mamă, stai liniștită, că nu... Te-ai mai internat în spital, noi, îți dai seama, am căutat să o ia... Te așteptai să spună ceva de rău despre tata, că el era cu probleme. Stai să vezi. Și zic: stai liniștită, mamă, că uite, mă duc până acasă și o să fie bine, cu tare. Am vorbit cu doamnele acelea care avea grijă de ea, infirmiera și cu asistenta, și zic: mă duc până acasă și vin înapoi. Înțelegi? M-am dus să-mi iau și eu bani la mine, să-i duc instrumentul, eram îmbrăcat de artist, dai seama. Am plecat de la spitalul Pantelimon și mi-a spus, zic: mamă, tu sună pe frații tăi că eu mor, crede-mă ce spun. I-a simțit. Am plecat, când am ajuns la Dristor, m-a sunat ea că a murit. După 6 luni, ce să spun, a murit tatăl meu și atunci a fost și mai dureros, pentru că frații mei n-au mai putut veni în țară. Iar eu aveam nuntă, am plecat la nuntă, l-am lăsat la morga, după aceea am venit la nuntă, l-am scos, l-am dus la biserică, familia s-a strâns foarte puțin, pentru că n-am avut timp să anunț decât câțiva, și ceilalți din partea tatălui meu erau plecați, și a fost niște momente dificile, dar uite, Dumnezeu a lăsat și uitarea, să zic așa, nu uitarea definitivă, dar unele lucruri, se spune că timpul rezolvă se rezolvă, da, toate lucrurile dureroase din viața noastră.
Am trecut prin niște momente grele în viața mea, dar muzica m-a făcut salvat. Să le depășesc întotdeauna cu brio. Dar am pățit eu odată la început de carieră, și asta trebuie povestită, că e scurtă, dar e frumoasă. Când ne-am luat un apartament, locuiam eu și cu Aurelian Temișan, la început de drum, cum e, cu săculețul plin de vise, cu tolba de vise în spate, și stăteam în jurul unui telefon, că nu erau telefoanele mobile, telefon clasic, și așteptam să ne sune impresarii, directorii de case de cultură, cum erau televiziunile pentru filmări. Eram la început de carieră și fiți atenți, fraților, mă sună cineva important cu o voce caldă, drăguță, alo? Deci zic, bună ziua, eu sunt directorul casei de cultură de la Călăraș pentru Festivalul Flor de Mai. Vai, vă mulțumesc, domnul Adrian Enache, da, și sunt aici cu domnul Aurelian Temișan și nu știu ce și pe dincolo și vai, dar ce mult vă apreciem, sunteți minunați. Noi organizăm festivalul în mai la Călăraș și am dorit să aflăm numărul de telefon al lui Cătălin Crișan, dacă nu îl puteți da. Mamă! Mi-a căzut receptorul, Paule! Zic, nu-i problemă, se face, asta e, da, și mie n-am nevoie de noi. Mi-a zis Paul Stângă, din cauza că mergând la liceu, m-am certat cu unul și i-am dat cu pumnul. Păi da, e dreapta ce mi-a răsut. Păi stai să vezi, că de aici a pornit. Și mi-am fracturat mâna dreaptă. Boxer de mic? Nu boxer, că dacă eram boxer, nu-mi fractura mâna. Da. Știi? Și atunci, asta s-a întâmplat luni și sâmbătă aveam nuntă. Că eu cântam la evenimente. Da, da. Și mi-am băgat mâna în gips, trebuia să o țin 14 zile, că aveam mâna luxată. Și toată săptămâna aia m-am dus acasă și am studiat cu bașii, melodii. Înțelegi? Cu stâng. Exact. Și când m-am dus la nuntă, mi-am tăiat gipsul, n-aveam mâna vindecată și nu puteam să cânt. Cânteam 2-3 minute, mai continuam ceva cu stânga, iar mai cântam cu dreapta ca să mă odihnesc mâna. Înțelegi? Și atunci cei de acolo, văzându-mă așa, mi-a spus Paul Stângă. Da, nu sta departe. Vino la live-ul lui Enache. O să cântăm să îți ajungă. Astăzi îl sărbătorim pe Paul Stângă. Astăzi este ziua ta. Da. Astăzi este ziua ta. Aici la mare, Paulică, unde puteam noi să te sărbătorim mai frumos decât aici la piscina Palm Beach, piscina Infinity, care dă direct în mare, că e mare sărbătoare. Paul Stângă, colaboratorul meu de suflet de 2 ani de zile de când am început acest podcast minunat la Culu Enache, iată că i-a venit și lui rândul să se destăinuie. Bine v-am găsit, dragii mei. Ce zici, mă bucur, Paul, că m-ai invitat. Nu că tu de invitat erai oricum. Da, de data asta într-o altă formulă, cadru, să zic așa. Da, în cadru oficial, tu ești guest starul. Da, mulțumesc. Știi de ce, Paulică? Eu observam că la fiecare ediție aveai câte ceva de spus. Și am zis, bă, de ce să lasă să se irosească așa? Să spună ce are de spus în emisiunea lui. Că tu spuneai la fiecare invitat, da, despre părinți, despre activitatea muzicală de când ai început. Și am zis, atunci să facem o ediție Paul Stângă, Paul the Left Special Edition Guest Star, aici de la mare. Și cât ai pocnit din Beach, am venit la Palm Beach. Mulțumim, Mihaela Borcea, pentru găzduire. Și o să-l întreb pe invitatul meu special, pentru că numele lui de buletin este altul, Băncile Stelian. Da, nu? Într-adevăr, așa este. De ce ai vrut un alt nume de scenă? Nu înțeleg. Mă, n-am vrut eu. Așa mi-a fost pus de către colegi. Înțelegi? Eu când am fost la România au talent, chiar am spus numele meu real, că este Băncile Stelian, dar pseudonimul... Faci versuri? Numele meu real e Băncile Stelian. Wow, facem show cu Adriana Neacă. Și pseudonimul meu artistic este Paul Stângă. Iar Paul Stângă mi s-a spus de când eram copil. Adică de ce? Că tu cânti cu ambele mâini. Mai aveam precis impresia că cânti numai cu stânga. Păi nu, că și chestia asta are o poveste, știi? Când aveam vreo 13 ani, eu deja începusem... Spune lui Andreas că dă telefonul pe era... Sună Andreas, vreau un sfat de la tine. La major, mimijor. Nu, lasă că îi răspund mai târziu. Da? Dă-l pe silent. Da, e pe silent. Totul e la vedere, dragii mei, așa da, e frumos la Palm Beach. Chestia asta are o poveste, ca să revin de la început. Când aveam 13 ani, eu deja am începusem cariera artistică la evenimente, la nunți. Deși nu cântam... Lucrai la evenimentul zilei sau ce? Nu, cântam la nunți.
așa cum se cânta pe timpul acela, acum 20 și ceva, ca să nu zic am 30 prins și ceva. Am prins o perioadă de aia, da. Pă, da. Puneau pe prins, și mă mai luau luni. Mă duceau sâmbătă și mă luau lunea de acolo, reșina jumătate. Adevărat, adevărat. Păi așa erau nunțile atunci și evenimentele. Acum trăim într-o altă epocă, era computerelor. Da. Dacă îl vrei pe Paul Stângă, faci un live direct de la nuntă, de la live lui Enache și live pe Paul Stângă în orice colț al lumii. Corect, nu? Corect. Dacă dai un click pe YouTube, live-ul lui Enache și mă găsiți acolo de fiecare dată. Dar să dai dată, și în fiecare acum, te rog eu frumos să postezi. Cum să nu? Live-ul, cu V, fraților. Da. Să revin. Da. La nunț. Aveam 13 ani și m-am dus la liceu la mine. Aveam un băiat care... Tu deloc ești din București. Da, eu deloc sunt din și București. Și liceu unde l-ai făcut? Mi-am făcut prima dată Dinu Lipatii și după aceea e o poveste mai așa, în clasa... Ai făcut o secție aparte, pian, vioară... Nu, am făcut pian, da. Am făcut pian. Și ai întors acordeonul invers și ai spus că e pian. Nu, am făcut pian și după aceea în clasa, în paralel cu pianul, eram la ansamblu. Și de am... dansuri. Nu, cu ansamblu Românașul, de la Palatul Copiilor, da. Cum era atunci. Și am plecat în străinătate cu ansamblu, am lipsit de la școală. Ai, două mă, Paule, nu-mi spune, mă, că ai lipsit crede-mă. De la școală. Și tu? Am lipsit de la școală, plecând cu ansamblu în străinătate, cum să pleca pe timpul acela cu aria, cu pașaport din acela comun. Am înțeles. Da? Și nu i-am spus profesorului de la liceul de muzică. Și era chiar în perioada iunie, exact când se termina anul. Și, de examen. Și după aia trebuia să intru în clasa noua. Și am plecat, n-am anunțat. Examenul de treaptă era. Și ăia știi că m-au dat afară, pe la școală. Cum așa? Păi da, am lipsit 3 săptămâni fără să spun, nu mi-au încheiat mediile și m-au dat afară. Și după aceea când am venit din Turcia cu scutire de la ansamblu, că am fost cu ansamblu străinătate. Se pus în plan de păr, mă rog. Da. Nu mi-am pus implant, că uite, eu am părul destul de bogat, slavă lui Dumnezeu, Semon cu tatăl meu, da. Dumnezeu să-l odihnească. Da. Ce am vrut să spun. Și m-am dus la liceu și mi-au spus cei de la liceu, păi n-ai venit, n-ai anunțat, n-ai spus nimic, acum ești matriculat în școală. Și da. Directorul mă iubea foarte mult, că eram un elev foarte conștiincios. Și mi-a zis, nu pot să te ajut decât să îți fac transferul în altă parte, să-ți vorbesc cu doamna diriginte, să-ți încheie mediile și să-ți facem transferul în altă parte, în alt liceu. Și atunci am făcut liceul la Autobuzul. E, la Autobuzul, în clasa noua... De mic ai mers cu Autobuzul, da? Am mers cu Autobuzul, da. Când... Uite, așa le completăm noi, zi. Da. Deci, mi-a zis Paul Stângă, din cauza că mergând la liceu, m-am certat cu unul și i-am dat cu pumnul. Păi da, e dreapta ce mi-a răsut. Păi stai să vezi, că de aici a pornit. Și mi-am fracturat mâna dreaptă. Boxier de mic? Nu boxier, că dacă eram boxier, nu-mi fractura mâna. Da. Știi? Și atunci, asta s-a întâmplat luni și sâmbătă aveam nuntă. Că eu cântam la evenimente. Da, da. Și mi-am băgat mâna în gips, trebuia să o țin 14 zile, că aveam mâna luxată, și toată săptămâna aia m-am dus acasă și am studiat cu bașii, melodii. Înțelegi? Cu stânga. Exact. Și când m-am dus la nuntă, mi-am tăiat gipsul, n-aveam mâna vindecată și nu puteam să cânt. Cântam 2-3 minute, mai continuam ceva cu stânga, iar mai cântam cu dreapta ca să mă odihnesc mâna. Înțelegi? Și atunci cei de acolo, văzându-mă așa, mi-a spus Paul Stângă. Ai înțeles? Tare, pentru că pe mine mă cheamă Băncilă Stelian, da. Și Paul îmi spune după naș. Toată lumea în familie, adică familia mea, mi-au spus întotdeauna Paul. Și dacă eu m-am prezentat întotdeauna Paul, și colegii mei... Dar nu spui și spus... Stelian, Stelică, niciodată? Dacă așa, dai seama, am crescut cu numele ăsta, părinții mei astea așa mi-au spus, nu pot să-mi spun acum Stelian. Și atunci de ce te-au botezat Stelian? Care era? Păi m-au botezat Băncilă Stelian Pavel. Pavel, ca să fie rudă cu Marcel, Pavel, da. Da, exact. Acum când cântați împreună, formația Pavel Band. Da, să știe. Așa, vreau să spun că ai o bijuterie de acordeon și e marcă înregistrată asta, nu? Îți poartă și numele, tu ești reprezentant al firmei Roland, da. Știu de mult chestia asta. Din 2002-2003. Măi, chestia asta a venit... Eu practic m-am dus la...
Romexpo. Era un târg unde veneau mai multe firme cu diferite instrumente. Piane, orgi, acordeoane, etc. Acolo era firma, pot să spun, da? Era așa, era firma Korg și firma... După aia vin sponsor la noi. Și firma Roland. Da? Și m-am dus să văd o orgă. A apăruse un VA5. Sau nu? Testat. Atunci era G600, G1000, VA5, VA5, după aia a apărut VA7. Veață, era veață. Da. Și m-am dus la firmă și am început să cânt cu orgă acolo. Te-au văzut aia așa? Și oamenii aia m-au văzut. Ial. Când am început să cânt, s-au strâns toată lumea. Toată lumea pe acolo, au văzut orga cu tare și cel care vindea orgi, domnul Calman, ți-a propus contract. Mi-a spus, nu vrei să vii să prezinți aici, să cu tare, să fii compărțit? Zic, da, cu dragă inimă. Și atunci m-am dus și am cântat la orgă. Bine, și el a fost domn. Vreau față să spun de mine. Că acest minunat fenomen de om, Paul Stângă, face câte un show în Statele Unite sau în America sau în Europa. Când mergem pe undeva și așteptăm avioanele să vină, câte 3 ore, că așa e, stăm înainte zborului, 3 ore așteptăm, scoate acordeonul din toc și arată ce poate. Se adună lumea și acolo e lume pestiță, venită din toate țările. Și i-am spus lui Bebe Micu, nașului și organizatorul nostru de spectacol, impresarul nostru, zic, băi Bebe, nu mai sta degeaba, bagă și bilete dacă tot stăm aici. Normal. Arată ce poate să facă acest om, acest instrument fermecător. Are tot ce vrei, filarmonică, cor, rock, pop, jazz, spune-mi ce vrei. Fă-i o demonstrație cu Roland Paul Stângă. Pam 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 pa ba 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 pam pa ba 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 pam. Și acum. Ha, yeah. Piesa asta este hit. Dan Spătaru a venit. Ce-a fost în viața mea odată, se vor asfalta vreodată drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Yo, yo, gotta got to know. Este! Bagă și tobele, că ai tobe frumoase. Asta e country, senzație. Să-mi faci și tobele. Tac, tac, tac. Alam, tap, 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 tap. Ne-na-na-na. Ne-na-na-na. Lam, tap, 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 tap. Jazz american, cel mai pur stil, aici la Palm Beach. Babbejad, babidu, babse, babderi, babidu, babse, babtapte, tabapapa, tabtaptap, tabapapa, la reclama, la floricele de porumb. Raptac, dagadagadagadagada, tabtaptap, tabapapa, tabtaptap, tabapapa, bibiribiraba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 rab
pam 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 ta ba pa la ta 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 ta. Suntem la Constanța și dedicăm și noi machedonilor o piesă, dar cu ritm așa. Un trandafir crește la fir. Ia, auzi, Paulica.
pam 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 pam. Și pentru fratele meu drag Belodedici, o dedicație din Serbia. Serbia, ah, Serbia. Paulică, știi ce e un lucru foarte neobișnuit, la tine cel puțin? Că tu nu te tragi dintr-o familie de muzicanți. Am să spui că, uite, o să transmite de la unul la altul. Cine te-a susținut pe tine și cine te-a dat la școala de muzică? Băi, povestea mea începe de la botez. Nu-ți vine să crezi. Începe adevărat, de la botez. Adevărat, eu am o poveste frumoasă în sensul ăsta. Pe mine trebuia să mă boteze cineva. Și a fugit. Nu. Și m-a botezat altcineva, un prieten al tatălui meu, care era la brigada artistică. Și el, cântând cu muzicuța, mi-a dăruit la botezul meu un acordeon micuț cu 32 de bași, un Weltmeister, 500 de lei și o mașină de cusut Singer, pe care am valorificat-o acum... Trebuie să-l mai coși pe aici, să mai... Nu-i problemă. Acum 20 de ani și acum... Văzând acordeonul, m-am făcut mai mare, aveam vreo 4 ani, 5 ani, tata într-o seară, la un șpriț, așa cum stăm noi, a luat acordeonul după șifonier și a început să tragă și el de el. Nu știa tata să cânte, că el chiar nu cânta, dar dai seama, era drag și știi cum e, omul la șpriț face ce-i vine în cap. Acum, văzându-l pe tatăl meu că a pus mâna pe acordeon, acordeonul fiind roșu și ai ști cum e, când îți sare în ochi ceva... Da, da, culoarea. Așa? A plecat de la serviciu și a doua zi i-am cerut mamei mele acordeonul, îl ținea pe șifonier, n-avea toc. Și mama, nu, că nu ți-l dau, că o fi compărțit, da, că-l spargi, eu că nu, că vreau acordeonul, mă suiam pe scaune după el, de-astea, înțelegi, n-ajungeam la el. Dar tu erai atras de culoare, nu știai tu ce instrumente la. Da, îți dai seama, la 4 ani și ceva, n-aveam așa discernământ despre muzică și despre, da, dar îmi plăcea. Și acum părinții mei au vorbit între ei, asta ulterior mi-a spus mama, știi? Că, băi, trebuie să facem ceva cu copilul ăsta, că copilul ăsta mă nebunește toată ziua cu acordeonul. Bine, dar tu când îl luai, ce făceai cu el? Că nu, trăgeam de el. Trăgeam de el, apăsam pe el, mă jucam. Și eram în picioare cât acordeonul și trăgeam așa de el, pur și simplu, și apăsam, înțelegi? Și acum tata și cu mama vorbind și discutăm împreună, a decis că atunci când mă dă la școală elementară, să mă dea și la o școală de muzică. Și m-a dat la școală pe Nicolae Bălcescu, școala Nicolae Bălcescu, pe 11 iunie, Casa de Cultură.
Acolo trebuia să înveți două melodii și treceai la avansat și după aia mai învățai încă până la 20 de melodii și terminai cu școala aia. Înțelegi? Și urma să faci o altă școală. Acum, eu nu știam să scriu, să citesc, pentru că aveam 6 ani și 4 luni. Părinții mei m-au dat la 7 ani? Nu, la 6 ani și 4 luni. A, și încă în 4 luni ai reușit. Hai, mă, Paul! Da, și tatăl meu stătea în spatele meu și îmi scria notele și eu stăteam cu fața la tablă și profesorul cu spatele la noi, la elevi, și cânta după note, după tablă, melodia care o preda. Și eu din auz și din simț cântam după el. Hai, lasă. Înțelegi? Așa... Foarte interesant. Din simț. Și atunci mai venea, îmi dădea cu cretă în cap și spunea tăcerea e camierea și zicea Valerică, nu spunea Paulică, spunea Valerică, talentul este 1%. Până la 100%, ca să știi să cânti, este muncă. Profesorul meu a fost Octavian Coca, unul dintre profesorii mei. Dumnezeu să-l odihnească, a fost un om deosebit. Octavian? Octavian Coca. Coca, nu Goga, nu ca nu, poetul. Nu, nu, Coca, Octavian Coca. A fost un pedagog extraordinar. Are și cărți de muzică scrise. Și nu m-am, ți-am spus, nu mă trag într-o familie de muzicanți, iar mi-a plăcut foarte mult și am învățat. În 6 luni, că asta vreau să spun, la școala aceea, după 6 luni, eu am reușit să învăț tot programul și nu mai aveam ce să mai învăț. Profesorul, văzându-mă așa că sunt talentat și că am sclipirea aia de care... Geniu, mic geniu. Așa. Da, mulțumesc pentru cuvintele frumoase și păi mari. Nu umple eu Facebook-ul cu tine? Ce spune lumea la Facebook când cântăm amândoi? Ce scrie lumea? Așa este. Să fim sănătoși. Nu m-am considerat niciodată un geniu. Eu sunt un om modest, toată lumea știe asta. Sunt un om simplu. Ești genial în ceea ce faci, Paul. Să știi, Adriane, că eu... Mama mea mi-a spus o vorbă. Înainte de toate, trebuie să fii om. Tu, mamă, când te-ai născut prima dată, te-ai născut un om. Corect. Și înainte de toate, trebuie să fii om, iar după aceea să faci lucrurile la nervi. Dar de obicei lucrurile la nervi nu ies bine. Nu ies bine. Și că știi cu ce ne asemănăm noi foarte bine? Noi doi de ce ne înțelegem noi foarte bine? Avem o chimie specială, pentru că și motoul vieții mele se referă la aceeași temă, să rămânem oameni, exact, măcar atâta timp cât știința nu a descoperit că putem fi altceva. Adevărat. Te simțim amândoi la fel. No. Și oricât succes am avea, noi rămânem aceeași tip populari. Păi da, eu, exact asta vreau să spun. Când sunt pe scenă, sunt artist și e normal ca oamenii să mă respecte, dar nu că nu m-ar respecta și când mă dau jos după scenă. Dar când mă dau jos după scenă, sunt un om popular, nu sunt cu nasul pe sus, sunt cu fițe, nu sunt un om, stau de vorbă. Mie îmi place foarte mult și de băiatul tău, cel mare, și de cel mic îmi place, dar cel mare l-am auzit, l-am văzut cântând. Și mi-aduc aminte că ai fost cu el la România au talent și ai lăsat jurul mască. Da, vezi, dacă eu am făcut o școală de muzică, și nu o școală, am făcut 3 școli de muzică până la 24 de ani, în paralel cu școala elementară, și pe el am îndrumat tot în sensul ăsta și el a terminat Dinu Lipati, a cântat la pian. Și cântă cu acordeonul la nunți cu mine. Da, v-am văzut, am cântat și împreună tot. Da, acum cântăm împreună, el are 25 de ani. Puțin înainte Andreas și îl pupăm și pe cel mic, pe Paul Stelian. Da. El te moștenește? Ți-ai dat seama cumva? Băiatul meu cel mic, să știi că este timid față de mine, dar îi cântă mamei, de câte ori plec eu de acasă, îi cântă lui Măsa la pian și arată și nevastă mea îmi filmează și îmi trimite. Nosa! Nosa, îi cântă și lui Măsa. Hai, Paulică, hai, Paulică. Bravo, Paulică. O salutăm de frumoasa ta soție pe Paula. Ia uite, frumos, imediat. Asta este melodia la modă acum. Se numește Nospa. Nospa, Nospa. Ai simpul, ai silimata. Ai, sem ci pego. Ai, sem ci pego. Ai, delicia, delicia. Ai simpul, ai silimata. Ai, sem ci pego. Ai, sem ci pego. Îl susține peste tot. Am văzut, Paula e peste tot cu tine.
te susține în tot ceea ce faci. Băi, să știi că Paula este... Dar cum a fost întâlnirea cu ea? Cum... Paula este viața mea și familia mea este viața mea. Îmi iubesc copiii foarte mult. Știu, asta am văzut din toate postările tale. Nevasta mea m-a susținut extraordinar și mă susține în orice. Chiar dacă greșesc, este femeia care știe să-mi vorbească atât de frumos, încât mă face să nu mă cer cu ea și să-mi pară rău că am făcut un lucru... Dar am zis că e avocată, nu? Da. Păi știe să vorbească, Paul, e normal să te ia, să te ducă, să te Băi, ia... Băi, știi că acum fiecare om are temperamentul lui, știi cum e? Dar noi, să știi că de câte ori ne certăm, dacă ea încearcă să certe cu mine, eu fac o glumă și râdem da, și da, tot așa, da. Adică suntem... Te știu cum ești. Din, eu sunt o pereche potrivită cu nevastă. Care te mai creează pe parcursul unui turneu internațional, când stai și aștepți avioane și nu ai timp să dormi între două spectacole, că e drumul lung, când te mai lansează așa și energie negative, Paul imediat vine cu o glumă și detensionează situația. Foarte bine faci, astfel fac și eu, de-aia facem o echipă bună. Exact. Spune-mi și mie, a fost momentul tău de debut acela la România Au Talent, nu? Prima dată am fost la România Au Talent singur. Singur. Și am cântat singur, am trecut și mai departe, dar nu mai m-am prezentat pentru a doua etapă, pentru că am plecat în America și a fost mai bine, într-un fel, că oricum eu eram un artist consacrat și nu da, se punea problema de nimic. Și a fost mai bine. Oamenii aveau și cazuri sociale și da, am apreciat da, da, da. Lucrul ăsta. Eu sunt un om care mă gândesc la anumite lucruri. Ăsta știi? Mic te moștenește? Ce zici? Băiatul meu, să știi că mă moștenește. El bate ritmul, cântă cu vocea. I-am făcut și o melodie lui. Aia cu fetele de pe TikTok, nu? Nu, dragă. Nu, dragul meu. Nu. Care? Cântă melodia? Ia să vezi. Nu. Am făcut o melodie cu el. Eu cântam cu orga și el cânta cu vocea cu mine. Și l-am înregistrat în calculator și după aia am pus... Uite, ia uite asta! N-avea nimeni o zi... Magapa... Paul Stângă, cum aude o melodie în eter, o reproduce unul la unul. Se aude o melodie cântată de orchestra de aici, la Palm Beach, și Paulica a luat-o din zbor. Nu se poate așa ceva. Talent 100% domnilor, doamnelor... Pentru prietenii noștri de la Craiova care se uită la noi. Paul Stângă, doamnelor și domnilor, Caleidoscop muzical internațional. Puțin mai încet acordeonul, să nu de... Așa. Dulceață ești la suflet, dulceață ești. Fraților, fraților, să te trăim! Mulțumim, Bebe și Denisa, să tot trăim! Aceasta echipa minunată a live-ului lui Lenache. Bravo, Paulică! Acordeonul lui fermecat. Ia spune-mi, tu mergi la târguri cu acest acordeon, târguri internaționale. Cum e da. Acolo? Cum e atmosfera? Băi, să știi că e o atmosferă extraordinară, cel puțin pentru toți instrumentiștii și toți cei care cântă, inclusiv și pentru tine dacă ai venit acolo, deși tu nu ești instrumentist. Fac la trompetă. Cum? Da. Nu. Poți găsi microfoane, poți găsi sonorizări, poți găsi... Invită-mă, Paule, că vin. Chitări, o grămadă lucruri interesante din domeniul muzical și mai cu seamă. Și ce nu știi tu, că acolo găsești haine de scenă extraordinar de frumoase. Deci crede-mă, găsești niște haine de scenă extraordinare. Cu paiete, cu tot ce vrei. Deci tot ce vrei, de la pantofi până la orice, cămăși, costume de scenă extraordinare. Este o atmosferă frumoasă pentru că acolo fiecare firmă își prezintă produsul cel nou, acordeoanele noi, pianele noi și etc. Și cei care prezintă sunt niște instrumentiști foarte buni. Am avut șansa prin acest târg să mă întâlnesc cu Michel Galliano, cu Sergio Scapini, cu Luigi Bruti,
cu un acordeonist de talie mondială, Frank Marocco, cel mai mare jazzist din lume, a murit, Dumnezeu să-l odihnească, în 2013, care îl urmăream și eu, am fost fanul lui și sunt era și acum. Era cubanez el? Nu. Italian? Era din San Francisco. Ah, era, dar italian, da, de San Francisco. Da. Salutăm pe domnul Imbrișcă. Da. Multe seri am cântat acolo la el, la San Francisco. Și eu îl salut și îl pup și la toată fel... familia. O pupăm. Plus că m-am întâlnit și cu alți artiști, chitariști, ce să spun, e o nebunie ce acolo, o nebunie și e o frumusețe. Și faptul că am fost ales... Sărbătoarea muzicienilor acolo. Da, târgul se ține 4 zile, nu, de fapt 5 zile, dar o zi vine presa și nu este deschisă. Auzi ce se aude acum, melodia cu vinete. De vinete, de ghinete, ține-te, da, să te ții, Paulie. Vreau să spun că acolo la târg noi cântăm și prezentăm acordeonul, eu cel puțin prezint acordeonul. Adică faci un show întreg. Fac un show, cam exact ce faci în seara cântați. Asta, la mine faci acolo, cum, arăți tot ce cum, știi. Da, da. Și ce poate el să facă, da, că tu poți multe. Cânt muzică clasică, cânt mai multe genuri muzicale. Uite, spre exemplu... Dar le-am spus telespectatorilor că am cântat și Judas Priest împreună și... Dacă vrei să le mai, să le mai dai un exemplu. Concertul de vară de la Viena, la piscina Pambici, cu Paul Stângă la pupitru. Ce frumos! Artă pură, doamnelor și domnilor! Am spus eu, concertul de vară de la Palm Beach cu Filarmonica Paul Stângă. Da, mulțumesc. Cum l-ai convins tu pe Bebe Micu, impresarul nostru, să fie naș la nunta ta cu Paula? Păi stai, dragul meu, că nu l-am convins eu. El s-a oferit. El s-a oferit să fie nașul meu și eu am primit această veste. Noi am fost la nașul acasă invitat, că noi, eu când mai cântam împreună și mai colaboram. Cu Maria, da. Așa, cântam cu nașa. Și am fost invitat la ziua lui Nașu, că știi că el în fiecare an își face acasă. Da, și am fost cu nevastă mea și Nașu a spus, băi, sunteți niște copii extraordinar de frumoși și dacă vreți să faceți cununie și nuntă, noi vom fi nașii voștri cu toată dragostea. Și noi am primit vestea asta cu mare plăcere și uite că s-a întâmplat. Și spune-mi, ți-a plăcut la nunta ta? Băi, mi-a plăcut. Mai ții minte cine a cântat la nunta ta? Pe cum să nu țin minte? În primul rând ai cântat tu. A, mulțumesc. Și cu fata și cu Diana, Diana, da. A cântat Marian Cosma cu formația pe care am foarte vorbit frumos, cu el. Marinică, te pupăm. Așa, a cântat prietenul nostru comun Gheorghe Gheorghiu. Nu, Gheorghe Gheorghiu. Dar Gigi a fost la mine. Ba da, a cântat a și fost, el. A cântat și el, a cântat și doamna Irina Login. Irina Login, Ionuț Galani. Ionuț Galani, prietenul meu. Vali Vigelie a făcut și el program. Vali the Storm. Da. Și acum mă întâlnesc mereu cu Marcel Pavel. Îi mulțumesc că a fost la mine la nuntă și, dar din cauza că au fost prea mulți artiști, n-am avut timp să cântez și a zis, băi, n-am cântat și eu la nunta ta. Las că vii la botez. Mi-e o așa rușine de el întotdeauna când mă văd cu el, că îl iubesc și îl stimesc foarte mult. E o voce mare. Da, 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 Marcel. Așa? A fost primul. Adevărat, fost care a deschis podcastului, primul invitat. Adevărat, te pupăm, Marcele. În 11 mai.
2021 am fost invitat Marcel Pavel. Cu el am deschis. Nașule, să trăiești. Uite unde am ajuns, la câta ediție. Da. Ne urmăresc 40 de țări din lume la ora asta. Iau, super. Și sunt foarte fericit că are așa un succes live-ul lui Enache, datorită lui Paul Stângă. Nu, datorită ție. Și datorită lui și datorită mie. Hai să fim și hai să fim mai realiști. Da. Și datorită Iulianei, că și producătorilor noștri și echipe minunate. Invitați de seamă. Și Silviu Radu îl popom, că a fost inițiatorul, regizorul, prietenul nostru. Acum spunem despre turneele noastre din America. Noi am povestit multe de-a lungul podcastului, dar poate că spui ceva care n-a fost spus până la ora asta. Păi turneele noastre... Ce ți-a plăcut așa? Ce am făcut nebunie în America? Ce... O amintire frumoasă? Băi, o amintire frumoasă este când am cântat noi la piscină, la Cătălin acasă și am trimis prietenului tău, de erai tu în bermudele alea și cu pălărie în cap, o asta de ziua lui ceva. Rock and roll cu jazz. Da, rock and roll cu jazz. Și dansam Elvis, că eu sunt Elvis iarna în America cânt acolo. Turneele noastre sunt prea frumoase, adică sunt lucruri care... N-ai cum să le uiți, vorba ta, și când mergem pe la aeropoarte și stăm și ne plictisim și hai să nu ne plictisim, băgăm o cântare, sunt pianele alea pe acolo, da, ai văzut, da. Cântăm la lumea piane. Lumea așa un cocktail și se așează ca la spectacol, da. Să vadă ce facem noi. Ce să spun, eu plăcere să merg. Nimănui. No, Gigi Gheorghiu, îl așteptăm și pe la live-ul lui Enache. Acum are o perioadă mai dificilă cu gâtul, dar mi-a promis că vine. A cântat la un botez și... A cântat la un botez și a rămas cărlig un gât. Și îi dădea și la pește în momentul ăla. Nu, mă. Dar nu mai zic. Ce vrei să zici? Nu mai zic nimic. Da. Îl iubim, te iubim, Gigi. Aia să știe. Vreau să spun altceva. Da, am uitat cu botezul. Era o glumă, dar nu era bună. Nu era? Hai că facem. Da, trecem de la glume la întrebări sincere. Din inimă am 10 întrebări, că tu știi că așa fac cu toți invitații. 10 întrebări din inimă, răspunde în flash, dar poți să-ți acorzi, să-ți acordezi pianul, să-ți acordeonul și să dai un fond muzical așa misterios pentru răspunsurile tale, da? Singur ți le faci. Prima întrebare. Care a fost cel mai dureros moment din viața ta? Băi... Când ți-ai pierdut părinții, bănesc. Au fost mai multe momente dureroase. Da, cel mai dureros? Cel mai dureros a fost când mi-am pierdut părinții, pentru că i-am pierdut amândoi în 6 luni, pe amândoi în 6 luni. Și durerea cea mai mare a fost că mă așteptam să moară tata, pentru că știam că are cancer și mergeam la spital cu el des. Și e tare dureros faptul că să vezi un om, mai ales părintele tău, că te duci cu el în fiecare săptămână și faci citostatice aia și slăbește din zi în zi. Și e un lucru nasol, crede-mă. Am trăit niște momente foarte dureroase în perioada aceea. Și deși eram împăcat cu mine așa, sufletește, că știai la ce să te aștept. Știam la ce să mă aștept. Eram la Edno la emisiune și mă sună mama. Mamă, vină la spital la 23, că m-a luat salvarea. Ah, și mama. Stai să vezi. Doamne. Și zic, mamă, stai liniștită, că vine acum. Am lăsat emisiunea, că era, Edno era chiar aproape acolo, în Pantilimon. În Pantilimon. Și m-am dus la spital. Când am ajuns la spital, mama era la camera de gardă cu ceva la gură. La și, unde? Da, și a dat aia la o parte și ce crezi că mi-a zis? Mamă, tu sună-i pe frații tăi în străinătate că eu mor, mamă. Doamne. Și mamă, stai liniștită că nu... Te-ai mai internat în spital, noi, îți dai seama... Am căutat să o ia... Te așteptai să spună ceva de rău despre tata. Că el era cu probleme. Stai să vezi. Și zic, stai liniștită, mamă, că uite, mă duc până acasă și o să fie bine, cu tare. Am vorbit cu doamnele acelea care avea grijă de ea, infirmiera și cu asistenta, și zic, mă duc până acasă și vin înapoi. Înțelegi? M-am dus să-mi iau și eu bani la mine, să-i duc instrumentul, eram îmbrăcat de artist, dai seama. Am plecat de la spitalul Pantilimon. Și mi-a spus, zic, mamă, tu sună pe frații tăi că eu mor, crede-mă ce spun. A simțit. Am plecat, când am ajuns la Dristor, m-a sunat ea că a murit. Haide. Și atunci a fost mare durere pentru mine. Astea au fost cele mai urâte momente din viața mea, pentru că atunci, în perioada aceea, frații mei au putut veni din străinătate, că sora mea, eu am și o soră și un frate. Se uită la noi, nu? Da. Nu ți-am spus niciodată și nu prea am vorbit. Cum se numesc ei? Pe sora mea o cheamă Sânziana, este mai mare ca mine, are 54 de ani. Sânziana, te pupăm!
trăiește în Cipru din 1992. Ela, pame, pame, Cipru, merge. Băiatul ei a plecat în armată acum, are 20 de ani. Și fratele tău? E căsătorit în Cipru și fratele meu îl cheamă Doru. Doru de Paul, te pupăm, da. Doru de țară. Și el a stat la Sormea în Cipru vreo 10-12 ani, după aceea a fost în Anglia câțiva ani și acum s-a reîntors în țară. Și ei au venit în țară atunci, nu, cu ocazia, sora mea, da. Atunci au venit. Ei, atunci, dar n-au mai prins-o pe mama ta în viață. N-au mai prins-o pe mama în viață și au venit, doar că au putut veni atunci. După șase luni, ce să spun, a murit tatăl meu. Și atunci a fost și mai dureros, pentru că frații mei n-au mai putut veni în țară. Iar eu aveam nuntă, am plecat la nuntă, l-am lăsat la morga. După aceea am venit la nuntă, l-am scos, l-am dus la biserică. Familia s-a strâns foarte puțin, pentru că n-am avut timp să anunț decât câțiva. Și ceilalți din partea tatălui meu erau plecați. Și a fost niște momente dificile, dar uite, Dumnezeu a lăsat și uitarea, să zic așa, nu uitarea definitivă, dar unele lucruri, se spune că timpul rezolvă, se rezolvă, da, toate lucrurile dureroase din viața noastră. Am trecut pe niște momente grele în viața mea, dar muzica m-a făcut salvat, să le depășesc întotdeauna, da, cu brio. Da. Mi-a plăcut foarte mult să cânt și îmi place și acum. De câte ori pun mâna pe acordeon, n-am mamă, n-am tată, sunt doar eu cu instrumentul și la nuntă și oriunde mă duc și cânt, probabil că de-aia mă și iubesc oamenii, că le transmit fericirea mea de a cânta. Da, 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 da. Eu întotdeauna sunt cu zâmbetul pe buze când cânt, asta e plăcerea vieții mele, e o plăcere deosebită. De-aia spune, ce faci tu când ești trist? Când sunt trist, cânt. Și dacă, virgulă, cânt, îmi trece supărarea. Trece supărarea. Dar când ești fericit, cum te bucuri tu cel mai mult? Ce faci tu când ești fericit? Depinde de ce fel de fericire. Poate dansez, poate cânt, poate mă bucur, tot în zona asta, împreună cu familia. Depinde de ce sunt fericit, da, adică care lucruri mă face fericit în momentul acela. Spune-mi, crezi că ești altfel decât te percepe publicul tău? Nu sunt altfel. Nu, ăsta sunt eu, așa sunt eu și la televizor și oriunde am fost, ăsta sunt eu, sunt un om simplu. Mărturisesc așa, înțelegi? E. Nu e nicio schimbare. Adică nu cred că să mă perceapă cineva altfel, că n-are de ce. Care este cel mai prost obicei al tău? Cel mai prost obicei al meu? Nu știu ce să spun. Obicei prost. Uit, mai, când sunt nervos, mai vorbește gura fără mine, așa, am momente de-astea de, cum să spun eu, sunt direct, așa, am niște... Am înțeles, dar îți revii rapid. Dar să știi că sunt un om sufletist și sunt un om... Cea mai penibilă întrebare care ți s-a pus vreodată? Cea mai penibilă întrebare? Vreun ziarist, vreo cunoștință, cum spune lumea, sunteți fanul meu. Da, nu, mi-a zis. Domnul Adrian, sunteți fanul meu. Da, mă, sunt fanul tău. Nu, mă, m-au sunat la telefon. M-a sunat, alo, și, domnul Marian. Zic, nu e Marian la telefon, ce? Păi vreau să vă iau la nuntă, nu cântați cu acordeonul. Zic, ba da, dar zic, dacă vrei numărul Marian, ți-l dau eu. Zic. Mexicanul. Da, da. Și chiar i-am dat numărul lui. A, scuză că, zic, eu sunt Paul Stâga. A, scuză-mă cu tare. A, păi și tu ești liber? Nu sunt liber. Și am dat numărul lui Marian. Dar am pățit eu odată la început de carieră și asta trebuie povestită, că e scurtă, dar e frumoasă. Când ne-am luat un apartament, locuiam eu și cu Aurelian Temișan, la început de drum, cum e, cu săculețul plin de vise, cu tolba de vise în spate, și stăteam în jurul unui telefon, că nu erau telefoanele mobile, telefon clasic, și așteptam să ne sune impresarii, directorii de case de cultură, cum erau televiziunile pentru filmări. Eram la început de carieră și fiți atenți, fraților, mă sună cineva important cu o voce caldă, drăguță, alo? Deci zic, bună ziua, sunt directorul casei de cultură de la Călăraș pentru festivalul Flor de Mai. Vai, vă mulțumesc, domnul Adrian Enache, da, și sunt aici cu domnul Aurelian Temișan și nu știu ce și pe dincolo și vai, dar ce mult vă apreciem, sunteți minunați. Noi organizăm festivalul în mai la Călăraș și am dorit să aflăm numărul de telefon al lui Cătălin Crișan, dacă nu îl puteți da. Mamă,
Mi-a căzut receptorul, Paule. Zic, nu-i problemă, se face, asta e. Da, și mie n-am nevoie de noi. Și mie mi s-a mai întâmplat lucrurile astea. Dar nu-i problema asta. Nu, e, spune, nu e o supărare pentru mine. Ia spune, treaba. Paul, ai, ți-e frică de ceva? Ai frici? Păi n-am frică decât de Dumnezeu. Dumnezeu este deasupra mea. El m-a făcut așa cum sunt eu. Bine, mama mea m-a creat, dar și cu ajutorul lui Dumnezeu. Și nu mi-e frică de nimic. N-am. Sunt împăcat cu mine în orice... Cum te vezi tu la pensie? Cum mă văd eu la pensie? La pensie. Pensionarul Paul Stângă. Păi la pensie, nu știu, cred că tot cântând, tot cântând mă văd, că mie îmi place foarte la mult nepoți, să cânt, dar probabil că mă duc la pește, că am timp mai mult. Oricum, eu îmi iau familia și plec de fiecare dată, acum, în ultima perioadă, cum prind momentul, cum îmi iau familia cu mine și plec. Asta e cea mai mare pensie pentru mine. Corect. Și relaxare. Care crezi că este defectul tău? Că sunt bărbat bine. Bravo! Dar care crezi că este defectul meu? Defectul tău? Bă, să știi că tu ai un defect frumos. Vorbești mult, dar vorbești bine. Ai înțeles? Dar vorbești bine. Mulțumesc din suflet, Paulică. Vă-mi dăm voie să mulțumesc ca de fiecare dată când ne apropiem de sfârșitul unui podcast, unei ediții de podcast, Life-ul lui Enache. Să mulțumim sponsorilor. Da. Tu știi că e vorba de inima noastră, Farmacia Inimii Catena. Ia să vedem cum sună în această noapte. O inimă sănătoasă iubește mai mult. Și tu, Paulică? Farmacia Inimii Catena. Mulțumim, Catena! Mulțumim, Flowers Market Holland. Mulțumim, Shield Up. Și nu în ultimul rând, rețeaua medicală Probio, de la care este și cardul meu pentru tine, cardul, acest cadou minunat, cardul Royal Black, cu care beneficiezi de un set complet de analize medicale în valoare de 1500 RON pe an, 15 milioane gratuit pentru tine și 15% reducere pe viață la orice alte servicii și investigații din cadrul rețelei medicale Probio. Și pentru familia ta, 15% reducere la toate investigațiile. Acest card îți aparține. Ia vezi, ce scrie pe el? În primul rând vreau să mulțumesc Probio. Păi ce se scrie? Anul meu de naștere și, și numele meu. Paul de Lef, Băncilă Stelian, omul de la bancă. Omul de la bancă. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru, pentru acest cadou. O să țin cont și o să vin. Sper să n-am vreo problemă, dar... N-are nicio problemă. Și cu Ana și cu Liza stă foarte bine. Asta e analiza lui Paul Stângă. Da, da. Și vreau să-l rog să cânte ceva cu vocea. Că el cântă la nunți cu vocea foarte bine. Să cânt cu vocea? Da, păi este emisiunea ta și... Ce vrei să-ți cânt? Ce vrei tu, Paulică, ești invitatul meu. Permanent. Anii mei și tinerețea, uite, Doamne, cum se duc. Nu-i păcat, Doamne, de mine, de tânăr să vin la tine. Anii mei și tinerețea, uite, Doamne, cum se duc. Nu-i păcat, Doamne, de mine, de tânăr să vin la tine. Opa diri diri, opa diri diri, opa diri 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 da. Opa diri diri, opa diri da. Vreau să-mi cânte muzica. Opa diri diri, opa diri diri, opa diri 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 da. Opa diri diri, opa diri da. Ce frumoasă e vara mea. Barmea aia de la Craiova. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copii, pentru casă, cineva asta mea. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copii, pentru casă, cineva asta mea. Am muncit și nopți, dar am muncit și zile.
Am muncit, dragă copile, ca să cresc pe tine, Paulică! Și când vei fi și tu mai mare, vreau o simplă alinare. Aș vrea să ții și tu la mine cât am muncit pentru tine. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Doamnelor și domnilor, invitatul special de colecție, evident, Paul Stângă, la Live-ul lui Enache, nu uitați, marți la 20:45, odată la două săptămâni, este ediția nouă, iar în rest puteți viziona uitându-vă pe canalul meu de YouTube, Adrian Enache, Live-ul lui Enache, cu toți invitații, sunt postate toate edițiile acolo. Și dați share, dați comment, că eu o să vă răspund cu toată echipa mea și o să vedeți ce vă pregătiți pe viitor. Sunteți minunați! Live-ul lui Enache, ca de obicei, Paul Stângă, Paul the Left, Paul the Left face show cu Adrian Enache. Wow, wow, wow! Da, da, nu sta departe, vino la Live-ul lui Enache, ți-am cântat să îți ajungă, a fost iarăși Paul Stângă. Da, da, nu sta departe, vino la Live-ul lui Enache, acum iar vă dăm pe spate, la Live-ul lui Enache, frate! Data viitoare cu invitați de mare valoare aici la Live-ul lui Enache. Hai noroc, Paulică, să trăiască. Hai noroc, sănătate. Doamne ajută cine pe artiști, ajută Dumnezeu, îi dă valută. Doamne ajută.